Scuze dacă am cântat prea tare. Avem amplificator nou. Merge până la 11 în loc de 10. Poate ar trebui să reduci volumul vampiresc, nu să-l mărești. Înțelegi? Unii monștri din casa asta au nevoie de liniște. Cred că va trebui să găsim un alt loc în care să repetăm. Nu vom putea repeta deloc până nu-ți repar bântulelele. Ai corzi de rezervă? Nu prea cred. Dar poate e ceva în pod printre lucrurile unchiului Dieter. Lui îi plăcea să cânte la bântulele. Haideți! Nu, ar putea fi... am găsit! Asta nu-i coardă de bântulele. Sunt ieri spaghetti de 400 de ani. Bun! Să vedem, poate aici... am găsit coardă pentru bântuiele. M-am înșelat, e zmeu fantomă. Mă poate ajuta? Cineva mă rog! Mai bine ne-ai lăsat pe noi să căutăm. Sigur sunt corzi pe aici. E cufărul unchiului Dieter. Te-am prins. Wow, ce este? Nu sunt sigură, dar pare a fi casa noastră. Da, e ușor. E planul casei vechi de 400 de ani. Planul? Da, e ca o hartă care îți face fiecare cameră din casă. Uite, aici e bucătăria, dormitorul tău, piscina interioară. Noi n-avem nicio piscină interioară. Dar planurile spun că avem. Ia stai, ce camere sunt astea? Camera paranormală? Vizuina vârcolacului? Camera poțiunilor? Asta ar fi fost utilă pentru proiectul de săptămâna trecută. Mai este una! Sala de muzică a monștrilor? Asta sună speriotacular! Știi ceva? Astea sunt planuri baumagice! Sigur, unchiul Dieter a adăugat camerele secrete în casă. De aceea au apărut toate camerele astea? Exact! Camerele apar când ai nevoie de ele. Și eu chiar am nevoie de o piscină interioară ca să vă arăt ceea ce știu. Și chiar ne trebuie un loc mai bun unde să exersăm. Casa mea este mult mai speriotaculară decât credeam. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior.